Au trecut 8 ani de când ați ieșit din facultate până ați reușit să aveți premiera unui film. Câte visuri s-au spulberat în acești 8 ani legate de cinematografie? Am luat o hotărâre, aceea de a pleca din țară. Exista un laborator de scenariști, de tineri scenariști europeni, care avea loc în Belgia. Am știut că ăsta, acolo trebuie să mă îndrept, orice s-ar întâmpla, trebuie să ajung acolo. Cum a fost posibil în 88? Practic era imposibil, pentru că se închiseseră toate porțile. În primul rând a trebuit să fiu acceptat la acest laborator de scenarii și pentru că a fi acceptat a trebuit să trimit un text, ceea ce se cheamă un treatment. Acest manuscris trebuia să ajungă în Belgia, doar că pe vremea aceea nu puteai să trimiți un manuscris prin poștă, era ilegal. Și am obținut printr-un atașat de presă de la ambasada americană, care a luat textul meu și l-a băgat în valiza diplomatică și așa a ajuns textul meu la organizatorii acelui laborator de scenarii. Pe urmă, ei mi-au trimis o scrisoare prin care m-au felicitat și mi-au anunțat când trebuie să fiu în Belgia pentru acel laborator. Și trebuia să fiu o lună pe 30 de zile după recepția acestei scrisori. Atunci am știut că zilele mi erau numărate, erau un număr de 30. În acele 30 de zile am contactat cam toate persoanele, personalitățile care îmi imaginau că eventual ar putea să mă ajute, să pun o vorbă bună, să bagi o pilă, să ceva în care să obțin pașaportul cu care să plec. Într-un final am ajuns în fața unui demnitar din UTC, Uniunea Tineretului Comunist. I-am spus, tovarășu, eu știu că dumneavoastră aveți îngrijorarea normală că să nu se întâmple cumva, că probabil că mai aveți experiențe de genul ăsta, oameni care au plecat și nu se mai întorc și asta vă pune într-o situație dificilă. Nu o să mă apuc să vă promit că mă întorc, căci nu cred că are vreo valoare, vreo greutate promisiunea mea. Dar vă spun altceva. Eu am făcut o cerere de plecare ca turist în Belgia. Astfel încât, dacă mă puteți ajuta să plec în calitate de turist, că mă întorc, că nu mă întorc, tot aia este, nu vă trage nimeni până asta la răspundere. Încep să zâmbească, nu-i venea să creadă că în biroul lui, pe toate microfoanele pe care probabil erau pe acolo, îi spuneam lucrul ăsta. Și am plusat și am zis, tovarășu, din partea dumneavoastră, eu am primit în viața mea deja două premii. Și era adevărat, mi mânase două premii, odată la festivalul de toamnă al filmului studențesc, în care luasem cu promoție în septembrie la Veneția, și a doua oară la festivalul de la Costinești cu filmul de diplomă. Și am luat deja din mâna dumneavoastră două premii. Aș vrea să-l obțin și pe al treilea. Și omul a zâmbit și a spus, bine, du-te și dacă se poate face ceva, te vom anunța. Asta se întâmpla într-o marți la ora 11 dimineața. Miercuri la ora 10 dimineața am fost sunat de la pașapoarte să vin să ridic pașaportul. Așa am reușit să plec.